Sfârșitul de săptămână se lasă cu o vizită importantă în județul nostru. Vineri este așteptat să ajungă în Gorj ministrul cercetării Mihnea Costoiu. Oficialul a fost invitat de șeful învățământului gorjean să participe la câteva evenimente, printre care premierea tuturor elevilor care s-au făcut remarcați la olimpiadele școlare desfășurate la nivel național. Potrivit lui Ion Ișvan, inspectorul școlar general, Costoiu va participa și la o petrecere dată în cinstea profesorilor care au ieșit la pensie. Mâine, începând cu ora 17, ne întâlnim într-o gală festivă la Teatrul Elvira Godeanu cu elevii care au rezultate deosebite la olimpiadele naționale. Ne întâlnim de asemenea cu profesorii, colegii noștri care cu 1 septembrie vor pune creta în cui. La acest eveniment, un eveniment deosebit de important pentru noi, am invitat și avem confirmarea domnului ministru delegat Mihnea Costoiu, care va fi prezent la acțiunile organizate de noi mâine. Anul acesta, peste 100 de dascăli vor ieși la pensie. În semn de recunoștință pentru munca depusă de-a lungul anilor la catedră, șefii învățământului gorjean vor organiza o petrecere pentru ei.